Noi suntem o companie care ne ocupăm în principal cu creșterea producției agricole, mere, prune și căpșuni. Următoarea etapă în creșterea produselor agricole este păstrarea acestora în cadrul depozitului frigorific pe care l-am construit și îl avem în gestiune, un depozit frigorific cu o capacitate de circa 1200 de tone de păstrare. În cadrul acestui depozit frigorific avem și o casă de ambalare, o linie de sortare a fructelor, ulterior acestea fiind ambalate și destinate comercializării, fie pe piața locală sau piața de export. Compania PDG Fruct gestionează circa 40 de hectare de terenuri. Suprafețele pe care le avem cu livezi multianuale de măr, 10 hectare, livezi multianuale de pruni, aproape 20 de hectare, și suprafețe de căpșuni în jur de 10 hectare. PDG Fruct este o companie relativ tânără. Am început activitatea agricolă de vreo 5-6 ani în urmă. Inițial am început cu suprafețe mici pe care le cultivam, dar pe an ce trece am decis extinderea acestor suprafețe prin diversificarea culturilor pe care le creștem și prin extinderea facilităților de post-recoltare. Anual în compania noastră sunt implicați în procesele de începând de la procesul de producere până la procesele de post-recoltare. Sunt implicați circa 10 persoane angajate permanente, dar la sezon apelăm și la munca persoanelor necalificate în agricultură, cum ar fi activitățile de întreținere a plantațiilor, dar și în cea mai mare parte apelăm la munca sezonierilor la momentul în care avem nevoie de recoltat producția agricolă. Noi încercăm să ne orientăm atât spre piața locală, cât și spre piața de export, în dependență de produsul pe care îl comercializăm. La produsele anuale am realizat producția noastră preponderent pe piața locală, consum intern, dar ceea ce ține de miere, de prune, de căpșuni, acestea sunt în principal destinate exportului. Pe lângă faptul că investim continuu în dezvoltarea sectorului agricol, noi ne-am propus să fim o companie care are grijă și de mediul înconjurător. De aceea, vectorul de dezvoltare pe ramura de energie regenerabilă rămâne unul foarte important pentru noi. Noi alimentăm depozitul nostru frigorific exclusiv din energie solară. Suntem 100% autonomi, de aceea și mai avem alte planuri de la fel pe acest vector de dezvoltare. Producem energie din vânt, pe care o comercializăm la prețuri mai competitive și intenționăm prin toată activitatea noastră să rămânem prietenoși cu mediul, să folosim resursele eficient și respectiv, datorită acestor inovații pe care le introducem în activitatea noastră, să avem și costuri mai mici de producere, respectiv produse mai competitive.